Bună ziua și mulțumesc pentru nevoie pentru invitația de a colabora la acest proiect de cercetare. Proiectul dumneavoastră n-aș fi reușit să ne apropii de România asta. M-am întâlnit într-adevăr cu subiectul acum mai mulți ani, când se pregăteam cea de lucrare pe Unica Bucănescu, în contextul Școlii Sociologice de la București, și să vedem ce se face despre acest lucru. Și m-am mirat foarte mult ignorarea ei, absența ei totală. Și aș vrea să felicit Facultatea de Teologie de aici, pentru că deschide această dezbatere. Pentru ea am lipsit până acum și eu am fost surprins să văd că lipsește și din mediile teologice. Prin urmare, consider că aici este abia o deschidere a subiectului. Și nu atât răspunsuri am venit să dăm, cât mai degrabă să ridicăm o serie de întrebări și să arătăm anumite contexte care au generat o polemică în perioada interbelică. Și o să vedeți că, aparent, lucrurile stau într-un fel opus în interbelic față de contextul actual. Astăzi, inițiativa cumva venit din partea celor care se consideră intelectual laici, angajați în biserică, și rezistența a pornit cumva despre mediile bisericești. În interbelic a fost invers. Inițiativa a pornit într-un fel dintre mediile bisericești și cei care și-au asumat o statură publică de intelectual creștin s-au opus. Dar deosebirea este de aparent. Chestiunea de fond este identică și o să vedem pe parcurs de ce aici există o anumită continuitate. Aș mai vrea să subliniez că subiectul într-adevăr este complicat și este complicat pentru toți. De aceea eu trebuie abordat cu această detașare a cercetătorului, fără să împart lumea în bun și răi, fără să delimitez așa cum ca autori care sunt foarte popularizați astăzi și care își aduc propria lor perspectivă asupra istoriei Bisericii Ortodoxe Române, în contraparlamentate, vor să procedăm. Există această tendință de a spune trebuie să delimităm grupări, tabere și să spunem care au fost de partea bună a istoriei, care au fost de partea rea. Nu asta trebuie să facă un cercetător, ci nu asta trebuie să facă un istoric. Un istoric trebuie să înțeleagă trecutul, trebuie să înțeleagă și pe cei care s-au aflat ca actori, ca subiecte ai studii, în acel timp. Așadar, aș propune să începem. Vom trece în revistă. Prima oară am să-mi explic propria mea perspectivă. Am să arăt cine a mai atins acest subiect al schimbării datei Paștelui în perioada interbelică și a consecințelor acestei schimbări. Și după aceea o să prezentăm contextul și detaliile campaniei de presă, că a fost o adevărată campanie de presă, dusă de cele două cotidiene destul de influente în perioadă, Cuvântul și Curentul. Prin cei doi lideri de opinie, să spun, care s-au provocat atunci, în anul Ionescu, în ceea ce privește premizele, ideea este cum am putea noi să ne apropiem de o istorie încărcată, fără prejudecățile prezentului și fără mitele prezentului. În primul rând, propunerea mea este să mergem dincolo de ceea ce am numit excepționalism bipolar. Există această tendință în cercetarea contemporană de a te raporta la România interbelică, fie extrem de encomiastic, de parcă totul a fost bine, de parcă totul a fost foarte frumos, am dat numai elite, am dat numai patrioți și am creat cultură și era România mare, nu așa. Asta este un stereotip mai degrabă pozitiv și, de partea cealaltă, excepționalismul negativ. România mare a fost un experiment mai degrabă colonialist, România mare a fost o creație a unor intelectuali mai degrabă fasciști și a unor politicieni mai degrabă fasciști. Și totul s-a terminat în dezastru din al doilea război mondial. Sunt cele două reprezentări bipolare. Fie excepțional de bine, fie excepțional de rău.
Noi ne propunem să mergem dincolo de aceste stereotipuri și să încercăm să înțelegem România Mare așa cum a fost ea atunci, atât cât s-au început acele elite politice, intelectuale, acei oameni care au trăit acea istorie, să o facă. Și ca premisă, istoria interiorică este mult mai încurcată, fragmentată, decât există această tendință de a crea o continuitate. Un lucru pe care l-am remarcat tot cercetând istoria asociațiilor studențești creștine, apropiindu-ne de personalități ca Nae Ionescu, Nicifor Craiu și alții ca ei, am remarcat că diferențele de la an la an între contextele în care ei activau, între judecățile de valoare, între grupurile cu care se aliau, diferă foarte mult. Nae Ionescu al anilor 20 este foarte diferent față de Nae Ionescu al anilor 30, poate că era același om. Contează foarte mult să fii și să păstrezi nuanțele atunci când privești la istoria interiorului. Și o ultimă chestiune pe care o spun acum la început, această istorie trebuie să fie făcută și cu o anumită sensibilitate antropologică. Părintele Decan spune aici că există aceste însemne. Haina preoțească este un însemn, este un simbol. Dar la fel este și timpul. Nu există un timp, obiectiv neutru, pur și simplu. Există registre temporale. De aceea, a reduce timpul la o chestiune strict de convenție sau strict de măsurare științifică, un antropolog ar trebui asta drept o eroare. Pentru că registrele temporale ale modernității sunt doar registre printre altele. Spre exemplu, toată lumea știe ce este acela un ceaslung. Ceaslungul nu era vorba doar despre faptul că sunt niște rugăciuni acolo, era și o măsurare a unui timp. Acela este timpul premodern. Așa era ceasul al doilea ceasul al treilea ceasul al șaselea ceasul al nouălea, era ceasul bizantin. Așa se măsura timpul atunci. Modernitatea a venit cu un alt tip de măsurare a timpului și cu un alt tip de valoare acordată timpului. Așadar, niciodată vorbesc din punct de vedere strict antropologic, nu vorbesc din punct de vedere teologic, calendarul sau timpul nu este ceva strict convențional, care să se rezume doar la niște măsurători. Este o valoare culturală. Într-un timp, într-un fel trăiește timpul cineva din societățile nordice, altfel trăiește timpul cineva din societățile meridionale sau orientale. Se trăiește și se simte diferit. Și este foarte important să avem această sensibilitate antropologică, ce a lipsit de multe ori în perioada interbelică. Și un intelectual din perioada interbelică, Vasile Băncilă, ce s-a pronunțat asupra reformei calendarului din 1924, deci înainte de această controversă pe care ne ocupăm noi, care a avut loc între 1928 și 1929, spunea că principala eroare pe care au făcut-o elitele atunci când au schimbat calendarul a fost că nu au luat în seamă viața psihologică a poporului de jos. Pentru că pentru poporul simplu, timpul nu era doar o convenție, spune el. Eu aș zice că nici Vasile Băncilă nu este complet în critica pe care o aduce, pentru că nici elitele nu sunt scutite de a percepe timpul într-un sens cultural. Există o cultură a elitelor și există o cultură a poporului. A pretinde că tu te poți situa într-o dimensiune total neutră și obiectivă, care să le domine pe toate celelalte, este o pretenție modernă, dar care, în perioada noastră, când ne-am vindecat de multe din iluziile modernității și ale pozitivismului, nu prea mai este, aș zice, chiar de înțeles. Bun. În ceea ce privește cadrul istoriografic, așa cum spuneam, acest eveniment al schimbării datei Paștilor din 28-29 este în mare parte ignorat. Și am găsit foarte puțină literatură de specialitate pe această temă. Există, în schimb, o atenție din ce în ce mai mare, mai ales recent, în ultimii ani, față de una din consecințele schimbării nu la pasta lui din interperii, ci a calendarului cu totul din perioada interperică, anume mișcarea celor care au fost denumiți stiliști. Există cercetări care menționează
problema stilistă din perioada interdictorii și de la începuturile ei. Și există, de asemenea, cercetări care sunt făcute numai pe acest subiect. Acum, problema cu aceste tipuri de cercetări este că la rândul lor ignoră momentul Pascalii, deși s-ar putea ca acel moment, este una din presupozițiile, ipotezele de lucru cu care facem acest proiect, a adăugat, a pus gaz pe foc. În momentul Pascalii din 28 și 29 a pus gaz pe foc pe o problemă de genul de cercetări. Cei care respingeau, care dau acolo. În ceea ce privește istoriografia, parțial este vorba despre autor străin, Oliver James Schick, un autor care este autor, Roland Clark, un autor mai puțin cunoscut, dar care s-a ocupat de istoria bisericii, din perioada economică și din modernitate. Am remarcat aici că ei consideră scriptul o mișcare pornească de rezistență, o reacție de rezistență sau chiar o mișcare țărănească de rezistență. Aici e o problemă pentru că a spune că a fost o mișcare țărănească e cam mult. Este adevărat că au existat reacții, mai ales în Basarabia de atunci, în Moldova, parțial și în Muntenia, dar mișcarea presupune ceva mai mult de atât. Mai mult decât reacții și respingere. Mișcarea presupune ceva mai structurat. Pe de altă parte, remarc și o contradicție a acestor istorici. Pentru că de regulă sunt foarte critici față de rolul bisericii ortodoxe în perioada interventă și în lume. Se reproșează bisericii de ce nu este suficient de modern. Atunci când biserica face un pas de modernizare, se reproșează că de ce tratează minoritățile, respectiv stilist, această mișcare stilistă, într-un mod autoritar. Deci, oricum ar fi, cam tot ceea ce face biserica ortodoxă nu este foarte bine. Dar aceasta este capcană atunci când vrei să dai note de bună ascultare unor instituții sau unor actori ai istoriei. Aș vrea să menționez în mod special lucrarea unui conferențiat părinte de la Facultatea de Teologie din București, Mureșan. E cea mai recentă pe tema mișcării stiliste. Este, aș zice eu, limitată însă la documentele de arhivă ale statului și ale bisericii. Prin urmare, acolo mișcarea stilistă este creonată exclusiv în termenii legale. Mai departe, de momentul acesta a Pascalii, totuși menționează un fel mai puțin cunoscut, Constantin Mihai, dar el se ocupă doar de grupul din jurul lineare ministru. Nu merge mai departe și contextul este ceva mai dat. Bun. Mergând mai departe, care a fost contextul schimbării? Da. Mai întâi cum am ajuns la subiect. Și după cum am spus, prin Mircea Vucănescu. Dar nu numai prin el, deoarece interesul meu față de Mircea Vucănescu a fost în contextul apartenenții sale la Școala Sociologică de la București, o inițiativă foarte rară în epocă de a înțelege de la turul ierbii realitatea de pe teren a României mari. Asta s-a concretizat în cercetări monografice făcute în sate, de multe ori în sate foarte înapoiate, cum spune astăzi în termeni greșit, sate arhaice. Și una din cercetările lor a avut loc la Cornova, în Basarabia. Era în 1931, trecuse momentul Pascalii. Iar particularitatea Cornovei era că nu era un sat tarhaic, era un sat destul de urbanizat. Deci nu era lumea înapoiată, foarte înapoiată. Și o altă particularitate era că acolo era un preot de țară foarte popular când se temeia, Ion Zam. Și foarte simpatizat și de monografiști. Da, nu știu, scuze, am uitat de acest telefon. Acest preot care a fost adus și în București să susțină o serie de conferințe, nu era ca alți preoți despre care se spunea în epocă că prin conduita lor nepotrivită îi prind lumea către stilici. Era un preot foarte apropiat de comunitatea sa. Cu toate acestea, și el a întâmpinat dificultăți
în a convinge o parte din comunitatea sa să se alăture sărbătorii pe Stil Nou. Asta arată că, într-adevăr, problema a fost dificilă. Problema a creat disensiuni, inclusiv acolo unde preotul era foarte respectat. Și dacă putem puțin înapoi, aici am zis la începutul acestui studiu, este vorba de Ernest Berliner. Acest studiu a stat într-un fel la baza unei cărți mai cunoscute a lui Ernest Berliner, Catolicuria Berliner. Este vorba despre timpul, spațiul și cauzalitatea la țăranul român. Adică exact ceea ce vă spuneam. Când era etnograf, timpul, spațiul, nu există doar ca realități obiective, măsurabile din punct de vedere matematică, astronomică și așa mai departe. Timpul și spațiul sunt niște valori ale culturii, în sens antropologic. Și Ernest Berliner face această investigație, descoperă comunitatea era împărțită în două. O parte accepta să respinge unul, o parte îl respinge celălalt. Cum și-a dat el seama? Și-a dat seama pentru că a studiat frecvența mersului la biserică și atunci când a fost, a căzut sărbătoarea Sfântului Ilie pe calendarul nou, au fost foarte puțin, erau vreo 20 în toată biserică. Când a fost sărbătoarea Sfântului Ilie pe stil vechi, corespunda cu o duminică, atunci a venit toată lumea la biserică. Deci a venit și partea comunității care nu trebuie. Aici avem un exemplu de ceea ce cercetătorii au numit stilism pasiv. Ei nu erau organizați și nu s-au dus la preot să îl respingă și să-și creeze o comunitate separată. În alte părți, însă, se ajunsese și la așa ceva. Respingerea totală a preotului pentru și crearea unor comunități paralele. Este foarte sugestiv, mi se pare mie, și aceste, această informatoare în limbaj antropologic este cineva din sat, referent că ce a vorbit cu cercetătorii monografiști, cum a descris ea acest tip de conflict mai degrabă la teme. Popa nost e om de nădejde. Dar de când cu cel nou, eu mai ieșit vorbe. Dar tot bunie că nu găsești pe șapte sate. Atunci a început Popa Zanu să aibă probleme cu comunitatea sa. Și de ce? Pentru că următorul citat este la fel de elocvent. Popa e bun, zic cei care resping stilul nou, dar îl strică stăpânia. Și de ce accentuez aceste lucruri? Pentru că, mai ales pentru comunitățile din Basarabia, reforma calendarului a fost privită ca ceva venit din exterior, de la stăpânie, domnii din București, care nu au nicio treabă cu viața noastră de aici. Nu ne-au făcut nimic care să ne înlăznească viața și asta face parte din dificultățile istoriei noastre interpretice. Am fost România Mare, dar a guvernat România Mare este totul altceva decât a sărbătorii României Mare. Și atunci, foarte multe din aceste inițiative erau respinse pur și simplu că veneau de la București. De la domnii din București care nu au treabă cu noi, cum credeți. Contextul istoric al schimbării pascale. În 1920, într-un context care încă nu a elucidat complet, după ani în care s-a dezbătut și s-a studiat în fondurile bisericești chestiunea pascale, a fost luată decizia de a aduce și pe stil nou data săpăturirii Paștelui. În 1924, a fost luată decizia de către biserică de a adopta noul calendar. Această decizie de a adopta noul calendar, mulți istorici ai perioadei o consideră o decizie luată în consonanță cu decizia autorităților de atunci, laice, statale, de a încerca o uniformizare și omogenizare a României Mare. Pentru că România Mare incorporase provincii care erau foarte marcate de structurile de care aparținuse. Transilvania, inclusiv de punct de vedere bisericesc, Transilvania venea cu o proprie structură, infrastructură și mitropolia Ardealului de atunci avea un anumit tip de organizare foarte diferită de cea a Lucrurilor de Dar, a mitropoliilor Lucrurilor de Dar. Basarabia ținuse de Rusia țaristă și arhiepiscopia la fel avea anumite particularități, după fine la fel. Deci era foarte greu de gestionat această
diversitate, această diferență de ordin instituțional, de ordin cultural, și din punct de vedere laic, dar și din punct de vedere bisericesc, a fost o provocare integrală a acestor provincii. Iar calendarul nu a fost văzut ca pe un fel de soluție de a omogeniza toate aceste diferențe, și la nivel laic, și la nivel bisericesc. O să mai stăm un pic aici. Există, într-adevăr, aici un raport. Biserica este luată ca partener atunci de elitele politice. Dar asta este un proces care nu este ceva simplu și nu este lipsit de provocări, de fracturi și de probleme create chiar pentru biserică de acest tip de parteneriat. Aparent, lucrurile se dau foarte frumos. Era în România Mare, reînzucită, și biserica se ridicase la rang de patriarhie. Un rang de altfel, o necesitate, având în vedere importanța bisericii. Și mai este ceva. Eram cea mai importantă biserică ortodoxă, din lumea ortodoxă. Pentru că biserica Rusiei căzuse. Era vorba de persecuția din URSS și biserica rusă pe atunci se rezuma la ierarhii care se refugiase și erau mulți, mitropolitul Antonie, care în 1924 era promovat în Serbia. Și au fondat după aceea ceea ce s-a numit Biserica Rusă din Exil. Dar atunci era cea mai importantă biserică din lumea ortodoxă. Și a fost acest sentiment că biserica română poate să-și asume un fel de leadership, în termen de facto, și în lumea ortodoxă. A existat de asemenea această conferință pan-ortodoxă și lucrurile păreau că se vor duce într-o anumită direcție și există o coerență a acestor schimbări. N-a existat nici coerența schimbărilor și lucrurile nu au mers deloc în sensul acesta de elită. Ce trebuie totuși să menționăm? În 1924, Biserica Română nu a adoptat pur și simplu calendarul de Bucură. A adoptat o variantă românească. Îi spuneau calendar iulian îndreptat. Asta pentru că știau perfect din istoria recentă, din interiorul bisericii, că va exista opoziție față de calendarul gregorian și că va fi apropiată, percepută ca o apropiere de catolici, adoptarea acestui calendar, și atunci au spus asta. I-au spus calendar iulian îndreptat. Și tot în 1924, mitropolitul primar, pentru că nu era patriar, dă o pastorală către, care trebuia să fie citită în toate partiile de pe cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, în care explică cum este cu această îndreptare a calendarului, punând exact aceste accente, că nu ne dăm după nenții și că nu este vorba despre o apropiere de acus, și precizând totuși că nu se va schimba data pascalică. Deci în 1924, mitropolitul primar a spus, probabil în consonanță cu ceilalți rari, că data pascaliei rămâne trebuie. Nu am rămas trebuie, pentru că după câțiva ani de cercetări, de discuții, s-a decis altfel, dar o să vedem ce condiții. Acum, în 1936, există aceste dezbateri repetate de suplimentul revistei Biserica Ortodoxă Română, dezbateri care au avut loc în Sinod. Și acolo este evocat episodul din 1924. Episcopul Tit al Hotinului, este vorba de episcopul Tit Simele, care atunci ajunsese la Hotin, în Basarabia, și care se confrunta cu problema stilistă foarte direct, pe teren, și într-un mod foarte substanțial în Hotin. El spune așa, statul a cerut chiar din 1918 ca biserica să îndrepteze calendarul, dar atunci Sfântul Sinod i-a răspuns că chestiunea încă nu e coaptă și bine a făcut. Căci acum când a fost ascultat statul de către biserică, nu dă ajutorul trebuitor. Care este sensul acestei intervenții? Statul a făcut presiuni ca biserica să treacă pe nou calendar, să îndrepte calendarul. După ce a făcut acest pas, biserica s-a pomenit cu aceste tulburări schismatice. Și statul, care era chemat în ajutor, nu a făcut nimic. Adică lăsau să prolifereze, evitau să mențină ordinea publică. Și atunci biserica s-a simțit într-un fel lăsată
lipsită de sprijin, lipsită de suport. După ce ne-ați presat atât să facem acest pas, acum ne-ați lăsat să ca problema stilistă să ne descurcăm singur cu ea. Problema stilistă nu era simplă, pentru că, într-adevăr, aici trebuie cercetările Părintele Mureșan arată, a fost speculată de vecinii României, îndeoseb de Uniunea Sovietică, inclusiv de comuniști care încercau să folosească disensiunile din Basarabia pentru a îndepărta și mai mult populația de acolo de vechiul legat. Și mi s-a părut interesant și acest răspuns al Mitropolitului Nicodim al Moldovei, care spunea că chiar înainte de război nu era sesiunea Sfântului Sinod la care să nu se ceară îndreptarea calendarului. Și Sfântul Sinod spunea totdeauna că lumea nu e destul de pregătită pentru schimbare. Deci au fost avertizmente din partea ierarhilor sinodului, repetate, că o astfel de decizie este simplită și că lumea nu e cuvântă pentru așa ceva. Aceste avertizmente, din păcate, nu au fost ascultate. Probabil elitele vremii au considerat o necesitate. Ne aflăm în epoca până în 1928, este vorba și despre o guvernare și o linie mare dominată de Partidul Național Liberal, avea o manieră mai autoritaristă și mai centralistă de a privi lucrurile. Lui Ionel Tăbianu nu-i plăceau aceste diferențiere regionale, nu-i plăceau aceste concurențe de pe plan regional, fie din partea Basarabiei, fie din partea Transilvaniei, și atunci a încercat într-un mod autoritar, care a creat însă efecte nedorite, să rezolve o serie de probleme. Mai departe, contextul este și mai complicat, pentru că în 1928, cel care conducea sinodul nu era Patriarhul Miru. Acesta se afla în Consiliul de Regență, scaunul regal fiind ocupat de regele Mihai de atunci minor, și nu era acolo. Cel care a condus ședința sinodului, cel care era președinte, locțitor pe această perioadă, a fost mitropolitul Climent Georgescu. Era mitropolitul Moldovei și el conducea ședințele sinodului. Repet, e greu să faci niște tabele în sinod legat de cât de mult s-au opus, cât de mult au dorit această schimbare, dar cel puțin din reacțiile publice se poate spune că în mod sigur nu a existat consens în sinod cu privire la schimbarea și a calendarului, dar cu atât mai mult a pascalii. Nu a existat un consens. Se zice să îndreptare. Dacă spune schimbare, deja e flagrant. Fiecare termen, orice termen este foarte important și care vă cei care s-au opus la argumente erau arhiepiscopul Gurie al Basarabiei, arhiepiscopul Dipsi Mezea și alți doi episcopi din Basarabia, de Nisus și Istinian, dar și Isariorcul din Bucovina. Ei, în mod repetat, au încercat în ședințe, în comisii, a existat și un raport al unei comisii sinodale, care un aviz negativ cu privire la schimbarea datei pascalii. Cu toate acestea, ele au fost ignorate. De cealaltă parte, cei care par a fi fost adepții acestei schimbări, Mitropolitul Climent al Moldovei, Nicolae Bălan al Ardealului și Episcopul Bartolomeu Stănescu al Moldovei. Dintre cei mai vocali fiind Episcopul Bartolomeu. Patriarhul Miron se pare că avea o poziție moderată pe acest subiect și mai degrabă înclinată să se păstreze data pascaliei, așa cum și dăduse pastorala din 1924. El se afla însă într-o postură dificilă, era în Consiliul de Regență, nu putea să se implice prea mult și avea conflicte publice pe această temă. Ana Ionescu, înainte să se implice în controversa pascală, era, să spunem așa, la baionetă, exact pe tema prezenței Patriarhului Miron în Consiliul de Regență. El spunea că ar fi ceva mecanic. Și era un conflict rar întâlnit până atunci, dus în paginile cuvântului, într-un cotidian, deci, cu prezența Patriarhului în Consiliul de Regență. Aici am
spus că este potrivit să-i vedem și pe acest ierarh despre care tot pomenim, cu patriarhul Milon, imediat după ce a devenit patriarh. Primele poze sunt din cartea arbătuită de biscopul Tiții Medrea cu privire la întâlnirea patriarhiei românești. Deci este în veșminte de patriarh. Mitropolitul Moldovei Prime, mitropolitul Nicolae Bălan Haraldeanului și de partea cealaltă acesta este arhiepiscopul Guri al Basarabiei, mitropolitul Visarion și cel din dreapta este episcopul Bartolomeu Stănescu. Ca întâlnirea acestei prime părți, evoc aici opinia lui Nicolae Iorga. O opinie care vine puternic și din interior, pentru că Nicolae Iorga a fost unul dintre istoricii care au susținut și proiectul transformării bisericii în patriarhie, adică în dobândirea rangului de patriarhie. Era apropiat de biserică și era implicat politic, era și istoric. Și a fost primul care a scris o istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Aici citesc din ediția a doua, din 1935, cred. O aduce până în modernitate, până în zilele lui, și este destul de ignorată de cei care se ocupă de această perioadă, în ciuda mieniei. Iar el, în cartea sa de istoria bisericii, ediția a doua, spune așa: hotărârea a fost luată prea ușor și fără cunoștința teologiei populare de a primi cardinalul la putea. Vedem că pentru Iorga nu prea a contat această încercare de a prezenta lucrarea calendarului ca o încercare românească, pentru el era echivalent cu calendarul la pisă. A provocat o schizime care durează încă. Mai trebuie să ne ținesc cu un lucru. Aceste tulburări în teritoriu erau speculate și de politicieni. Pentru că România Mare avea votul universal, se făcea politică altfel ca în vechiul delegat, unde votau puțin. Vota toată lumea, mă rog, toți cei cu drept de vot, bărbați. Și atunci, partidele încercau să capteze popularitate, speculând nemulțumirile oamenilor. Una din nemulțumiri fiind învățarea sau schimbarea calendarului, unele partide au încercat să speculeze acest lucru. Partidul Poporului, Aurea Berescu, prin Goga, a fost primul care în 1926 a făcut acest lucru și a permis cele două pași în Basarabia, lucru care era o anomalie și care a augmentat rezistența stilistă, și LAN, partidul extremist al lui Ace Cuza, un politician din Iași, care nu avea nicio legătură de fapt cu biserica, el avea chiar o concepție eretică, dar ai cărui oameni în teritoriu au cultivat foarte mult aceste pungi țărănești de stiliți. Acum am venit la campania de presă și aș remarca încă de la început că una din particularitățile acestei campanii pentru România Modernă este că cred că nu aș greși dacă pentru prima oară, în cotidiene, de largă circulație în această sferă urbană, că nu era pe tot teritoriul României, dar cel puțin în sfera urbană și la alfabetizată a României, aveam influență. Și pentru prima oară, subiecte precum canoanele, filarionul, tradiția, predanie, intră într-un discurs cotidian, intră într-un discurs mediat. Și cred că nu greșesc dacă spun că este o premieră. Că până atunci spațiul era destul de laicizat, temerea asta nu prea mai interesau pe nimeni. Și pentru prima oară vedem că toate izbunesc și izbunesc într-un mod destul de vehement. Există, evident, și un context al acestei campanii. Ce se întâmplă cu cei doi, Naia Enescu și Nicuță Crainic, în 1928? Am zis așa. Amândoi se aflau într-un punct de inflexiune. Este începutul carierei lor de lider de opinie. Naia Enescu venea dintr-o postură de publicist deja, dar publicist în revistă mai degrabă, de specialitate culturală, dar nu la statura unui cotidian. Din 1926 abia se afla la cuvântul și tocmai își făcuse pană, ca să spun așa, își făcuse mâna
ducând acea campanie împotriva prezenței Patriarhului Miron în Consiliul de Regență. Ceea ce e important este că ei înțeleg importanța opiniei publice și înțeleg faptul că prin campanii de presă și prin presă pot să influențez deciziile autorităților și cele bisericești și cele statale. Deci erau conștienți de această armă puternică ce este presă. Pe atunci însă, și la Ionescu și Nichifor Craiu erau mai degrabă simpatizanți ai guvernului țărăniț. În 1928, guvernul conducea guvernul Manicu pentru prima oară și este cumva interesant de reținut faptul că momentul în care liberalii au pierdut alegerile în 1927, această chestie a fost resimțită ca o revoluție. Nicolae Ionescu chiar îi spune Revoluția Națională Țărănească. Pentru că toată lumea avea nemulțumiri față de modelul autoritar al lui Brătianu, toată lumea vrea schimbarea guvernului și atunci a fost percepută această schimbare ca un soi de revoluție, în sens politic, bineînțeles. Și Ionescu Ionescu și Nichifor Craiu, pe atunci, foarte critici față de modelul liberal de a guverna România, simpatizau cu noul guvern țărănesc. Se aflau de parte de rolul lor atribuit astăzi corifei ai dreptei, ai partidelor extremiste, mentor ai regionalilor și așa mai departe. Suntem la vreo 4-5 ani distanță de discuția aceasta. Deocamdată suntem într-un alt context. Naiu Ionescu beneficiază de această apropiere de o asociație a studenților creștini ortodoxi compusă de tineri care cântau foarte mult pe atunci. Nu erau niște nume consacrate încă, dar erau începuseră să fie popularizați și să fie denumiți drept tânăra generație independentă. Tânăra generație. Mircea Vâncălescu s-a întâlnit pe Paul Sterian și de la teologie un student George Lacovea. Spun că beneficiază deoarece o mare parte din campania adusă de cuvântul se sprijină pe contribuțiile lor și sunt contribuții foarte consistente. Sunt Mircea Vâncălescu, spre exemplu, când s-a dus la Paris și făcuse studii economice, am găsit ocazia să consulte foarte multă literatură patristică, care pe atunci nu se afla disponibilă în România, se afla, în schimb, la Paris, în edițiile franceze ale în patristice, și el folosește tot timpul acea perioadă pe care a petrecut-o atunci, în care a putut să acceseze acea literatură. Sunt documentate, aveau legături de altfel și vor folosi aceste legături și cu teologii ruși de la Paris, Florovski, fiind unul dintre cei care vor fi intervievați în cuvântul după cum vom vedea mai târziu. Deci aveau o amploare și legături, inclusiv pe plan internațional, cu nume deja destul de consacrate în teologia ortodoxă pe plan internațional. În ceea ce privește legăturile cu ierarhii. Noi am că era prieten cu episcopul de Tiții Medrea și Tiții Medrea, la rândul său, era apropiat de tinerii de la SC. De altfel, el i-a ajutat să schimbe, într-un fel, macazul către Biserica Ortodoxă mai mult, pentru că acești tineri, și n-am cum să intru acum în toate detaliile, știți și dumneavoastră foarte bine istoria SCR-ului, ideea este că ASCR-ul a fost dominat, a avut o culoare oarecum protestantă inițial și prin contactul cu teologii ruși din exil, cu Naiu Ionescu și Tichic și Medrea, acești studenți creștini au redescoperit și au revenit în Biserica Ortodoxă. Da. Aveam început cu Dara Galatiei. Și atunci sunt și o parte din acești oameni, se vedem și pe ei, Paul Sterian este cel din stânga, Mircea Vâncănescu aici, s-au zis de la acolo. Am mai fi spus și de anticipat că o parte din acești oameni vom regăsi mai puțin și în mișcarea de Dumnezeu. Nichifor Crainic. Și el se afla la debutul
statutul sale publice de lider de opinie și de mentor al unor mișcări tineriști, al mișcării de tineriști. Din 1927 se afla la curent și când a plecat de la fusesea anterior la cuvântul, și a lăsat locul lui Neaenescu. După aceea a publicat la curentul, nu pentru foarte mult, pentru că după aceea a plecat de acolo pe baza unor noi direcții cu Constituția Cară. E important că a fost ministru, a fost secretar în cabinetul Averescu. El totuși a privit critic mereu ceasul cu Boga, în acel ministru, în acel guvern cu problema sudistă. Și iarăși foarte important, din 1926 era profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău. Trebuie să spun că Facultatea de Teologie din Chișinău a fost una din foarte ranele încercări culturale de a aduce Basarabia pe aceleași coordonate cu Bucureștiul și cu România. Și deci era ceva foarte important. Iar Nichifor Crainic știa destul de multe despre ce se întâmplă în Basarabia, fiind profesor acolo din 1926, și era apropiat de părintele decan al Facultății de Teologie de la București, Ioan Zihărcescu. De altfel, opozant al deciziei de schimbare sau de invitare a datei pastorale. Acum, campania, ce se privește campania ca atare? Trebuie spus de la început că tema a prins prima pagină a multor cotidiene. Spre exemplu, și Adevărul s-a implicat în această dezbatere. Am găsit atât articole neutre, sau chiar critice, măcar interrogative față de decizia aceasta de schimbare a datei, de lătarea datei Pascaliei, și de susținere a ierarhilor din Sinop care doreau schimbare. Dar am găsit și rapoarte dubitative în acest sens. Am putea spune că totuși Adevărul a fost mai degrabă de partea celor care doreau îndreptare. În schimb, cuvântul și poetul s-au poziționat de la început, fără niciun fel de dubiu împotrivit. Totuși, trebuie menționat că în 1926, tot în paginile cuvântului, Naionescu s-a poziționat critic față de ceea ce au numit de la atunci agitațiile din teritoriu, agitațiile legate de nou stil. În același timp, Naionescu nu avea o problemă cu faptul că se schimbase calendarul și atragea doar atenția că aceste agitații sunt speculate de adversarii României. Între timp, însă, problemele au crescut și controversa, maniera în care a fost luată decizia schimbării datei Pascăriei, l-au făcut să se poziționeze extrem de critic pe acest subiect. Și de altfel, cuvântul începe încă din august 1928 o serie de articole de fond, adică de reportaje și o serie de articole de fond și editoriale pe această temă, deci își declanșează campania în august 1928 și curentul abia în ianuarie 1929 decide să se implice în această tematică. Asta arată ceva, arată că cuvântul a condus și a dat tonul acestei dezbateri. De punct de vedere mediatic, cei care au, cum am spune, imaj modern, au setat agenda de discuții și au dictat primul ei, au fost grupul lui Naionescu. Curentul mai degrabă s-a alăturat ulterior în Nichifor Crainic. Prima oară de poziția lui Naionescu e important de reținut pentru că va fi după aceea preluată în toate, în toată argumentarea celor de la public. Dificultatea bisericești, ce este cu data Sfintelor Paști. Este primul articol critic pe subiectul schimbării pascalii. De ce spune el că este o decizie greșită? În primul rând, o decizie critică. După cum am văzut, asta a înjurat în sensul multă. Este o gravă greșeală. Din același motiv,
că va fi respinsă, dar începe să se pronunțe și pe fond. Pentru că e o diferență. Una este să spun că decizia e tripită, că n-a fost luată, că este o greșeală. Alta este să te înțelegi pe fondul subiectului și să spun este întemeiată sau nu din tine de vedere teologic schimbarea datei pascale. Și aici începe să aducă un tip de argument mai subtil, dar foarte important. Ne spune că această decizie de îndreptare reflectă un spirit laic, secularizare, cum am spus, care pătrunde în corurile bisericești. Și că e vorba despre o pierdere a simțului tradiției, care vine chiar din mediile bisericești. Asta va fi una din tematicile care se vor relua periodic în articolele de după ale celor de la cuvântul. Așa cum spuneam, curentul va avea o contribuție vehementă pe această tematică, dar nu va intra pe fondul discuției, decât mai degrabă marginal. Curentul, prin Nichifor Crainic și prin cei care s-au pronunțat acolo, se rezumă mai degrabă la motivul circumstanțial, la maniera în care a fost decisă îndreptarea pascalii, considerând-o drept greșeală și, bineînțeles, ralindu-se părerii cuvântului, care a încadrat această decizie nu numai ca o gravă greșeală, ci ca fiind o decizie schismatică. De ce spuneau cuvântul și curentul că ar fi o decizie schismatică? Pentru că fusese luată fără consultarea celorlalte biserici ortodoxe, ceea ce însemna, din punct de vedere teoretic, că, practic, Biserica Ortodoxă Română n-a mai fi fost în comuniune cu celelalte patriarhi. Nu a fost cazul, nu s-a întâmplat așa, dar din punct de vedere teoretic, faptul că ai ieșit din discuțiile cu celelalte patriarhate și că ai decis să sărbătorești la o dată diferită față de ele data Paștilor, te scotea într-adevăr de ceea ce curentul și cuvântul numeau ecumenicitate, adică Biserica Sobornicească. Asta este principalul lucru și reproș pe care îl aduc cele două cotidiene. Faptul că prin această decizie Biserica Română iese din ecumenicitate. Există la cuvântul o abordare care merge și mai departe de atât. Sunt lucruri teologice, poate nu este adevărat să le aduc pe toate în discuție, mai ales că aici a trebuit și un teolog. E drept că am văzut un cercetător în teologie recent, revând chiar o serie din argumentele celor de la cuvântul, e vorba de Petre Bulan, un articol recent pe problema actuală a pascaliei, și unul din argumentele comune era că o astfel de decizie poate fi considerată și eretică. De ce? Pentru că ne socotește importanța simbolică a Vechiului Testament și a Paștelui Evreiesc. Pentru că una din regulile de la Nicea era ca Paștele Ortodox să fie întotdeauna Paștele Creștină, să fie întotdeauna după Paștele Evreiesc. Și unul din motivele pentru care schimbarea din 28 a fost atât de controversată a fost că se sărbătorea înainte de Paștele Evreiesc. Îndreptarea a însemnat că se sărbătorește nu numai diferit față de celelalte biserici ortodoxe, dar și înainte de Paștele Evreiesc. Ambele cotidiene reflectă dezbaterile care au avut loc la Sinod. Și este interesant că pe atunci tensiunile din interiorul Sinodului răbunesc, sunt vizibile. Sunt episcopi care critică pe ceilalți episcopi. Unii mai voalat, alții mai direct. Este învinovățit arhiepiscopul Gurie, că nu își controlează credincioșii din eparhia sa. În fine, transpare în presă. Pe atunci nu avea un purtător de cuvânt care se pune de asta tot, dar puneau ei, direct. Așa cum am spus, Patriarhul Ion Cristea pare mai neutru în aceste tensiuni și este considerat de ambele cotidiene moderat. E o prudență și o reținere pe care Naionescu și Nichifor Crainic
le manifestă față de patriar, cu toate că ne-a să apar un conflict frontal din cauza subiectului regenții, pe cum am spus. Am mai fi de spus că ambele, iarăși un lucru comun în, această campanie de presă, ambele acuzau faptul că există o liberalizare a bisericii. De fapt, ce înțelegeai prin asta mai concret? Partidul Liberal domina viața politică până în 1920 și prin maniera în care se alegeau ierarhii, Nichifor Cainic și Naionis, considerau că dominaseră și selecția unora dintre ierarhii. Și unii ierarhii erau zbânta campaniilor din cuvântul și curentul pentru că erau considerați drept oameni liberali. Este vorba mai ales de mitropolitul Climent și de mitropolitul Nicolae Bălan. Deși aici, cred că a fost mai mult o cenire de orgoliu între Naionescu și mitropolitul Nicolae Bălan, decât că era Nicolae Bălan mai liberalilor, că nu știu dacă puteau chiar ei să-și pună în buzunar chiar așa ușor un mitropolit de statura acestuia. Și care venea, aici apare exagerarea lui Naionescu. Așa cum am mai spus, cuvântul duce o campanie mai complexă decât curentul. S-a întâmplat de la Ducele Vești din Muntele Atos, de exemplu. Și am găsit chiar în revista Biserica Ortodoxă că la un moment dat Sinodul a cerut ca o serie de călugări din Muntele Atos să nu mai fie lăsat în România pentru că încurajau prea mult mișcarea stilistă. Și el aducea, sau în titlul acum de la acolo, aducea știri, ca să spun așa, opinii ale călugărilor de acolo. Paul Sterian face un interviu cu Florovski, teologul deja cunoscut, teolog rus în exil, o mare personalitate a secolului 20. Și accent aparte, în schimb, în curentul publicau personalități mai cunoscute, deja consacrate. Cezar Petrescu, scriitorul. Și chiar și Tudor Albizi s-a pronunțat pe această temă, legându-se de o chestiune mai degrabă de limbaj. Nu i-a făcut limbajul în care a fost redactat pe pastorala sinodului care justifica îndreptarea pascaliei, considerându-l prea laicizat. Tudor Albizi, fiind specialist în limbă, de altfel ca poet. Cunoștea foarte bine și fost monar. Grupul de la Cuvântul, așa cum am spus, polemizează mai ales cu mitropolitul Nicolae Bălan, considerat în Aenescu chiar cel mai mare dușman al bisericii. De ce? Pentru că este foarte posibil, de ce am întâlnit ipoteză, ca mitropolitul Nicolae Bălan să fie avut un rând hotărător în persistența, în a păstra decizia îndreptării pascaliei. A fost un moment de ezitare. A fost o reacție puternică, au început ziarele să scrie și la un moment dat Sinodul părea că va da un acord. În dezbaterile din interiorul Sinodului pare că Nicolae Bălan a avut cuvântul hotărător în a păstra noua pascalie. Și cred că din acest motiv Naionescu s-a poziționat atât de critic față de Nicolae Bălan. În schimb, cei mai tineri polemizează cu episcopul Bartolomeu Stănescu, cel care a redactat pastorala care justifica noua pastorală. Polemica este o recomandă și cu maniera în care răspunde episcopul Bartolomeu, dar și maniera în care răspunde Sfântul Chirilă Paul Chirilă și Mircea Bucănescu. E foarte interesantă. Și curentul, în schimb, și la lege ca țintă pe mitropolitul Pime. Și vreau să vă spun că am fost șocat să văd nivelul de limbaj pe care îl folosește Nichifor Crainic. Ceva care, cu toate că nici astăzi, nu citor, dar cu toate că și astăzi destul de multă lume nu își pune filtru la limbaj. Pot spune că nivelul atacurilor la Nichifor Crainic atinge atacul la persoană, cam așa. E mai mult un atac la persoană. Care sunt motivele de Nichifor Crainic, profesorul de teologie la Chișinău, mitropolitul primarului la Moldova, al Moldovei, nu știu. Mai departe,
Curentul, în schimb, popularizează figura episcopului Visarionului, considerat de speranță, și el sublimează cumva și teza dominantă pe care a avut-o acest cotidian. Teza dominantă a fost că biserica e dezorganizată. Și exact asta spune și Mitropolitul Visarionului într-un interviu exclusiv acordat pe Răstului, anume că biserica se află într-o totală de bandare. Și e adevărat, cum am spus, cel puțin un lucru, cel care conducea ședințele Sinodului nu era patriarhul de atunci. Au popularizat de asemenea și opiniile părintelui decan de la Teologie din București, Ioan Ivancescu, care la fel argumenta împotriva noi pascalii și reflecta o serie de cercuri preoțești, au fost și cercuri preoțești numeroase, adunări, asociați ale preoților din Curejnița, care s-au întâlnit și care au criticat decizia lui pascalii. Și așa poate o să mă repet dacă am să vorbim de aici, dar una din tezele puse de Crainic a fost că nu a fost la nivel de speculație, că nu putem să știm acest lucru, până nu avem confirmări și din alte surse, el considera că noua pascalie a fost de fapt o manevră a liberalilor de a băga vețe roate guvernului Maniu. De ce? Pentru că se stăniseră tulburări și guvernul Maniu se afla într-o situație imposibilă. Dacă își dădea cu părerea, se amestecă în treburile bisericii. Dacă nu intervenea pe teritoriu, era un haos. Unii se pătăreau pe 5 mai, alții pe 31, unii nu se pătăreau deloc. Ce să facă? Nu se mai repede, că nu îmbrăcați nimic. Era pus în această chestiune. Și cuvântul consideră pastorala episcopului Bartolomeu tot un manifest liberal, pentru că există acolo un pasaj, într-adevăr, critic, adică în acea pastorală, la un moment dat, într-adevăr, se face politică, să spunem așa, în momentul în care sunt criticați cei care se opuseseră modelului național liberal de a guverna țara. Episcopul Bartolomeu și pastorala asta se mai distinge și prin faptul că sunt foarte aspre și deloc nu se dialoguează cu cei care critică. În acea pastorală, episcopul Bartolomeu nu răspunde pe fond niciunea din argumentările aduse de cei de la cuvântul. Nici argumentelor aduse de identificare din predanii, din tot felul de canoane și sau legături teologice. Episcopul Bartolomeu justifică doar prin trimitere la știință, dacă știința arată asta, cum trebuie să ne conformăm, de altfel, chiar la începutul pastoralei, el spune noi, pentru noi sunt sfinte, știința și credința, în ordinea asta, și poate ar conta faptul că episcopul Bartolomeu și-a făcut studii de la Paris, de sociologie, de mii de asta în paranduză fiind spus. El critică foarte mult agitatorii, dușmanii țării. Deci cei care criticau noua pascalie erau dușmanii țării. Iar adevărul remarcă acest lucru și spune aceste acuzații sunt foarte grave. Noi trebuie să știm cine sunt acești dușmani ai țării. Trebuie să îi demascăm cu alte cuvinte. Aici este exact captura din prima pagină la adevărul cine sunt politicienii, conștienți și agitatorii. De ce? Pentru că sunt grave acuzații aduse de Sinod în justificarea predicare la data Paștelui. Asta am știut deja. Dacă am putea să mergem puțin în spate, spuneam că cea mai consistentă contribuție pe fond va aduce cuvântul. Iar aici am să sintetizez foarte pe scurt temele pe care s-au pronunțat Mircea Bucănescu, Sandu Tudor, Paul Sirian și Ratogare. Una din teme era aceasta. Este sinodul o instituție infalibilă sau nu? Adică ai dreptul să critici o decizie a sinodului? Și unul din argumentele aduse de cei de la punctul a fost că decizia sinodului poate să fie criticată pentru că infalibilitatea nu aparține instituției ca atare, ci aparține
consensului patristic sau consensului bisericesc, consensul învățăturilor în ansamblu ale bisericii. O a doua temă a fost următoarea. Ei considerau, citând canoniștii bizantini, cum ar fi, de exemplu, Matei Vlastare, considerau că echinocțiul la care se refereau părinții de la Nicea nu era acela astrologic, ci era un echinocț simbolic, ceresc, zimerie. Îi spuneau că zimeria nu este exemplu cu echinocțul de primăvară. Și că asta a fost un abuz eroic. Deci, nu a fost o încercare a celor de la Nicea și a celor după Nicea de a fi neapărat exact astronomic, deoarece se știa că de atunci că există o întârziere, din punct de vedere astronomic, ci a fost o încercare de a găsi un model care să fie simbolic coerent. O altă temă, decizia noii pascalii rupe unitatea cu celelalte biserici surori și nu respectă succesiunea cu Paștele evreiesc. Și în fine, data sărbătoririi Paștilor, și s-a mai scris aici ceva asemănător, nu ține doar de convenții sau de știință, ci ține de tradiție, ține de predanie, adică de un tezaur de practici și de cult, care sunt greu de delimitat sau de transformat doar într-o simplă convenție. Astea erau principalele argumente de conținut. Mai departe, da. Am spus cum a răspuns în locul prin locul cu sumerele la penultimul. Au fost și o serie de decizii succesive, hai să spun așa, incoerente. Deci prima decizie a fost să se sărbătorească o nouă pascalie. A doua decizie a fost să se tolereze, acolo unde se dorește, al doilea Paște. Adică, din partea sumerilor a venit această decizie, în urma criticilor și a rezistenței, să se tolereze în Basarabia, de exemplu, nouă Paștele pe vechi, cum a venit, adică pe 5 mai. Asta a ridicat o altă serie de probleme și a fost situația foarte încurcată de a avea două Paști cu același an. Și a treia decizie a fost să se revoce inclusiv această toleranță față de 5 mai și să se revină la noua pascalie pe 31 mai. Ce s-a întâmplat atunci? Noi vedeți că a forțat. Deja știa ce influență poate să exercite prin presă. Și atunci a reușit să ducă subiectul în Parlament, încercând să crească presiunea asupra ierarhilor care doreau să păstreze noua pascalie. Cum a făcut asta? Și am să citesc aici din cum și la aduce aminte Mircea Bucănescu când a Ionescu. Mircea Bucănescu fiind participant direct la această controversă, el a fost chemat în direct la aceste revenimente. Și el povestește cum a fost creat acest eveniment politic. Mai avem nevoie de un om care să ducă chestiunea în Parlament. Și nu-l găsea. Țărăniștii de România la guvern erau disciplinați și nedoritori de cercuri pe care le considerau sterile. Mai Ionescu își contempla personajele. Unul altul, niciunul nu se potrivea. Deodată i-a venit un gând, doctorul Lucu. Doctorul M. Lucu fusese aliat cu liberalii, dar provenea din Partidul Țărănesc și era ușor înșunat către stânga. Căuta el însuși o platformă prin care să reintre în atenție, să se repune în vedere. O chestie populară. Ăsta, spune Ionescu, e băiat de popor. Ea anunță diseară, în ediția de seara a Cuvântului, că Lucru va interpela guvernul pe chestia pascalii. Fără să vorbească cu Lucru. Deci a creat o putere de evenimentul, înainte ca cel care va crea interpelarea să știe că va urma o interpelare pe care el o va face în Parlament. Redactorul politic mai timid. Păi ai vădutie? N-ai. Nu, nu e nevoie. Pregătiți dosarul. Și așa a reușit Nae Ionescu, foarte conștient de influența pe care o poate avea un lider de opinie, să ducă subiectul în Parlament. Iar acolo discursul
Doctorul Ion Nicun, sărănit, a rămas înregistrat cu toate replicile, s-a implicat în dezbaterea respectivă și Nicolae Gorga, s-a implicat și alții, s-a implicat și Iliu Maiu, care a luat apărarea lui Nicolae Bălan. Acolo doctorul Lucu l-a acuzat foarte tare pe metropolitul Nicolae Bălan că este foarte agresiv cu un iar. Iar Iliu Maniu era un iar. Și atunci a simțit nevoia să răspundă la această acuzație pe care a aruncat-o Lucu la sugestia lui Nea Iescu și a spus că nu este adevărat și că nu este considerat astfel de către un iar cu metropolitul Nicolae Bălan. Bun. Chiar dacă a ajuns în Parlament, în cele din urmă, Paștele, în acel an, în 1929, s-a sărbătorit în 1929 și aici am să ajung și la prima expoziție. Câteva reflexii de tine. Cred că acest precedent al unei noi pascalii ne arată cât de grave pot să fie figurările atunci când ne apropiem de astfel de subiecte într-un mod intempestiv, atunci când politicul se amestecă și eu o privesc, mai degrabă din perspectiva unui istoric, privesc aceste controverse, aceste promutări din teritoriu ca un semn al proiectului de modernizare și al bulversărilor pe care această organizare le-a adus în România Mare, o mare parte din populația României Mare se simțea exclusă din acel proiect de modernizare și este adevărat, există un temei pentru critica adusă modelului național liberal care pune accentul mai ales pe oraș și mai puțin pe sat. O mare parte din bugetul României, care era obținut și prin încarceranilor, era direcționat către dezvoltarea orașelor și foarte puține servicii se aflau în sat. Deci, o mare parte din acei românii se simțeau excluși din ceea ce se construia atunci în România Mare. Și tinerii, de multe ori, se simțeau excluși. Și de aceea s-au radicalizat atâția, nu neapărat din cauza naționalismului, dar ce nu știu. Forțarea schimbării a alimentat într-un mod consistent tendințele schismatice, au dus la crearea acestei organizații paralele a activiștilor care există și în zilele noastre. Și am mai arătat ceva, a arătat o categorie de intelectuali foarte interesați de viața bisericii și care, pe parte din ei, după aceea, au format cu un atunci și sunt considerați astăzi și martiri. Vă mulțumesc pentru atenție în secretare, dacă am început în urmă.